S-a mai întâmplat astfel de cazuri să fie discriminat? Nu, prima dată așa ceva. Nu. Cam greu. Mulțumesc că am reușit. Problema și plec cu familia la Germania. Dar de ce crezi că s-a întâmplat asta? Pentru aceea că la mine este pașaportul moldovenesc. Da, și? Și venisem noi de la Ucraina, nu ne-am dus la Moldova, dar ne-am pornit spre Germania. Am venit încoace la România și de la România noi și trebuie să ne ducem mai departe. Da, dar de ce copiii de ce nu vreau să-ți dea inițial bilet? Le dea drumul că sunt de la Ucraina. Nu ne da drumul că eu sunt de la Moldova. Nu, noi trăisem tăți la Ucraina și ieșisem tăți amul de la Ucraina. Da, da, deci sunteți refugiați, toată familia. Da, și deodată, spasiba, mulțumesc la băieții care ne-au ajutat. Dumnezeu să le dea sănătate și putere și multă sănătate de umenie pe oamenii care ne-au înțeles. Dar cine? A venit până la urmă șeful gării sau cine s-a ocupat? Au venit șeful gării și problema s-a reșit. S-a rezolvat. S-a rezolvat. Cum pot să... Mulțumesc la toată lumea și ție. Mai ales lui Oleg, da. Sper să nu se mai repete. Rad. Da, e. Certificat de căsătorie. Și v-ați căsătorit deja, dar ia că te-a ajutat, amă.